Administrația Națională de Meteorologie a informat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de temperaturi puțin mai scăzute față de cele normale. Mai apoi urmează să se încălzească. Va ploua destul de mult în partea de sud a țării în prima săptămână din iunie, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie. ANM a informat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. În săptămâna 8-15 mai, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, dar și deficitar în nord-estul extrem al țării. În rest, va fi general apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 15-22 mai, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în extremitatea de nord-vest a țării, iar în rest se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă. Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână. În săptămâna 22-29 mai, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile. În săptămâna 29 mai, 5 iunie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Relatează capital.ro.